Unii nativei horoscopului european vor avea parte numai de vești bune, belșug și noroc la bani imediat după Paște. Astrologul Camelia Pătrașcu explică în detaliu care sunt zodiile care vor da lovitura în săptămâna luminată. Cele mai norocoase zodii după Paște. Berbecul este bătăios, puternic și extrem de orgolios, iar în săptămâna luminată s-ar putea să ai parte de anumite conflicte cu cei din jurul tău. Taurul. În a doua jumătate a lunii aprilie te vei bucura de timp petrecut alături de cei dragi, apelezi la introspecție, te ajuți de părerea celor din jur și te reîmprietenești cu persoane de care te-ai îndepărtat în ultima perioadă. Gemeni. Vei trece printr-o etapă tulbure, e timpul să selectezi foarte bine oamenii pe care îi dorești în jurul tău, cei pe care îi consider prieteni și își dau arama pe față. După o decepție suferită din dragoste, vei începe un nou drum după Paște. Nativii raci se căsătoresc, alții decid să aibă un copil, în timp ce majoritatea se axează pe reușitele în carieră. Leu, pentru tine a doua jumătate a lunii aprilie aduce o schimbare pe plan profesional, te avânți în anumite proiecte care par a fi promițătoare. Fecioară, luna nouă din 20 aprilie te influențează să-ți pui gândurile și planurile în ordine. Din păcate, nu vei avea mare noroc la bani. Balanță. După Paște, nativii din zodia Balanță vor analiza toate aspectele relațiilor lor de prietenie și dragoste. Scorpion, ai parte de o perioadă plină de evenimente și de surprize, muncești din greu, iar astrele te sfătuiesc să ai grijă să nu te supra-soliciți. Săgetător, a doua jumătate a lunii aprilie îți va aduce vești foarte bune, ai câteva proiecte care îți vor aduce venituri considerabile. Capricorn, vei fi pus în fața unor decizii extrem de dificile în următoarea perioadă, te mobilizezi și faci în așa fel încât planurile tale profesionale să meargă brici. Vărsător. Mercur este în retrograd, motiv pentru care nativul din Vărsător trebuie să se organizeze pe toate planurile ca să nu aibă parte de surprize neplăcute. Ar putea să ai parte de insomnii și oboseală cronică în această perioadă. Pești. Nativul din zodia Pești are noroc la bani și se bucură de o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar. Eforturile tale profesionale sunt recompensate pe măsură la actualul job, relatează playtech.ro.